Neața bună la toată lumea, prieteni, este ora 8:20, ne-am trezit toți de dimineață, cafeluța, mulțumesc de bunul Dumnezeu, prieteni, vedeți? S-a tras ochiul, e bine, e bine, mulțumesc Patriarhului Tudose, a fost azi, seara a fost live și m-am rugat și eu acolo la el unde a fost live, ce citeam biserică, mi-am făcut cruce pe ochi și mi-am zis că am și eu o dorință să mi se ia... Dați-mă, bă, că m-am trezit, să mi se ia durerea asta și ce am avut la ochi. A fost foarte umflat. Nu știu dacă ați văzut după aia că am mai intrat eu pe rețea live de noastră, dar n-ați văzut, că am avut vreo 50 de prieteni de-ai noștri. Dar eu și tu, frate, îi mulțumesc lui bunul Dumnezeu că gata, am scăpat și sunt ok. Călcâiul, tot, vindecat, tot, suntem bine, super bine. Hai să ne punem și noi aici ce trebuie la cafeluță. Să aprindem câte o țigare. După aceea așteptăm să vină nașul Marian și la drum. De-abia aștept să ajungă în Radu. Da, mă, da! E bucuros și el când ne vede în curte dimineața. Nașul Marian a luat pește crab de Dunăre. Și asta, cred că două navete de bere luate de la Sârbii. Hai că-l așteptăm pe nașul și continuăm drumul. Prieteni, ne aflăm la Târgoviște cu nașul, cu nașa! Leuță! Oh, lipsește cineva! Bă, nu e aici. Cotonița, prieteni, am lăsat-o acasă. Unde? Pentru acasă. Că n-au vrut. Ce ai, nașule? De ce ai supărat? Că a rămas cu Tunița acasă? A, nașule? Ai supărat? Uite ce supărat? E atent acolo. Cine scrie acolo? Bă, Manușa! O, stați puțin, prieten. Cu Tunița se ocupă și de bobocei. Că știți că ea așa e cu problemele cu... De la mers cu mașina, ea dă și la bobocei cu Tunița. Este rău, nu se simte bine. Îi vine să vomita de la mersul cu mașina. Adică la condusia. Este rău totdeauna, așa este de la mașina. Mai avem 45 de kilometri și ajungem la Moroieni. Gata, prieteni, am ajuns cu bine, mulțumim lui bunul Dumnezeu că am ajuns la Moroieni, la Nea Radu aici, la familia frumoasă pe care o știți destul de bine, că am fost de multe ori, ne simțim extraordinar, de-abia am așteptat să ajungem. Uitați aici ce s-au făcut, alte minuneții, alte frumuseturi pe aici, cam Nea Radu, uitați ce au făcut, cam ne-a pus pe gânduri și pe noi cu unul de ăsta. Cu toate acelea. Uite ce frumos, bagă rotisorul, uite, asta să vedeți de mâine, că o să pună porcul aici, am înțeles. Mamă, ce frumos a făcut aici. O zis că aici avem palinca butoiașă. Mini barul. Iei câte un ăsta. Ia de și mie un covrig. Ești un covrig de ăsta? Da. Câte un covrig, dai pe gât câte o palincă. Un șat. Tot așa, un șat de ăla. Da, mă loc. Palmieri, uite, l-am pus acum. No, trebuie să băgăm navetele de bere la rece. Gaibele, sârbești. Oh, bagă-ne pe tuți, ocupă-te de ele.
Hai că băgăm berea la rece și venim de la vizitare, prieten. Hai. Da. Mamă, ce e aici cu Tunițo? Cu usturoi, cu piper, cu sare. Doamne, cu Tunițo. De unde, norocul tău, unde mergi, dai numai de oaie. Numai de oaie eu dau unde mă duc. Așa mi-e norocul. Numai de oaie. Da. Dă-i, 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 aruncă, 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 aruncă. Și sarea a rămas aici. Castronel. O lăsăm o țâră, punem să curățăm grătarul. Să punem să mâncăm, că deja suntem leșinați. Păi tu, tu, că tu erai cu vă. Eu, nu vezi? Noi. Mamă, cătunițul, ce bine miroasă. Miroasă foarte bine. A, ce frumos, ce usturoi miram. Hai să vedem aici, la Radu, ce are aici. Mititei, surprize peste surprize avem la Nea Radu. Știți destul de bine că Nea Radu se ține de surprize. N-ai voie să te uiți acolo. Nu, 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 nu. Butoiul, uitați cum stă butoiul. Dar nu funcționează. Covrigii. Nu ai problema la... Cum nu funcționează, mă? Nu știu, a spus Nea Radu că are o putere, trebuie să-l faci. O schimbare totală aici la Nea Radu. Cutunița amestecă acolo la... A luat. Ce faci cu tunița acolo? Pogace. Păi avem pentru nașa, are acolo mititei, pui și multe altele. Steagul României. Forța României. Așa, Petruț, Forța României. Domnul Radu, să știți că trebuie să o invita și pe patroana. I-am zis să vină, cum să nu. Vine, păi și vine și patroana, unde e patroana? Vine când vine toată șatra. A, patroana e cu șatra? Păi da, vine cu Leo, cu Alin. O, patroana, te așteptăm. E invitata mea special. Gata, o așteptăm pe patroana nu cu acolo. Șatra, cu tot. Nu acolo, imediat după punem. Deci cum să nu, e invitata mea în mod special. Da, știu, știu că de multe ori i-au... E invitat normal, cum să nu ne arătă. Jumătate cărbune, jumătate sacul pentru... Prieteni, mai mergem o dată aici la beci, împreună cu Petruț. Domnul Petruț. Domnul Petruț, așa. Bine, băi, Leuț, hai să-i dăm... Ce miros are? Deja m-am învățat la miros. Trebuie să lăsăm, să băgăm furtunul mai adâncă, că mi-e tăiut să băgăm din ce în ce mai adâncă. Nu prea mai e. Da. Dar acum, hai să nu... De că țin eu asta. Ține tot, tată. Așa. Eu beau direct de la furtun. Asta știi perfuzie, să-ți bage perfuzie direct. Da. Pe venă, cu din ăsta, îți revii imediat. Ia uitați, fratele, cum arată. Vezi, eu beau direct de la sursă. Te bei direct de la sursă? Păi da. Bun? Păi da. Asta e apă. Cam atât. Luați sau înapoi. Luați aminte și învățați. Ce vreți să faceți? Să vedem dacă merge butoiul. Hai! Maa! Deci funcționează butoiul! Funcționează butoiul! Oh,
Eu n-am văzut. Ia mai încerc o dată. Mai încerc o dată. Eu n-am văzut. Eu n-am văzut. N-am văzut Neradu. N-am văzut Neradu. Nu. Am probleme cu călcâiul, Neradu, am probleme cu la călcâiul. Da? Da, ia. Călcâiul un pic. Ia vezi, să vezi ce miros de dugare. Gata, bată fără. Ar trebui să le pui cu rotunda. Acum, dar și mi-am făcut canalul, de-aia vreau să le și pun. Vorbesc serios. Și mai ales apartamentul ăsta care îl termin, ăsta care l-am început. Să vedeți cum e. Cine e cutunița? Nu sunt. Auzi, cutunițo. Da, copilul e aici cu noi. Tu de unde ești? Auzi, cutunița. Cu ce ai început prima întrebare? Sârbească sau... Aoleu, cutunițo. Și n-am întrebat, mă, răcioaie, ce zice mănânc orice? Nu, 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 vecin, ceva, vecin, ceva. Da. Ce ai zis, că e vecin? Nu. Aoleu, prieteni, aici aducem rău de tot. Suntem bine cu ăuti, ce bere de lux avem, vinul merge. Nu-mi trebuie, doamna Andreea, copilul mai venit pe aici. Și cum ești cu Turință, după... treci în partea asta. Treci în partea asta, drog. Auzi, cum e acum, după drum, după astea, cum? Ți-e mai bine? Da, mi-e mai bine, să știi, că chiar aerul ăsta mi-a făcut bine de multe. Da? Aerul sau oaia? Și oaia și aerul. Aaa, vezi, bacria tulie. Da, oaia, vedeți cum a dat de... Vezi cum e piranda. Cum a dat de carne de oaie. Oaie, gata. Gata, s-a revenit. Deja vă aduceai mata alea, toate mâncărurile. Trebuia oaie să aduci ca să-mi revin. Da, că l-aștept pe Neradu la mine să vină, să-i fac eu oaie. Da, să pun acu-i de iau, rândul la... meu. Acu-i și rândul meu să-i invit. O să vină. Și o să facem. Eu... Doi porci. Nu mai bulum porci, doi porci. O iadă, o vătuie, o vătuie, o vătuie, de aia grasă. O vătuie. Duce pe Neradu acolo la noi, la pensiunea noastră, la Priboiești. Da. Da, unde am petrecut ziua mare, era foarte frumos. Și acolo e frumos. Dar aici acolo e foarte, uite, să lăsă frigul deja, e cam răpare. Nu, bă, dar tu când bei deja... Uite, vezi că patrona îi place vinul ăsta de Jidvei. Și ăsta, și ăsta îi place lui patrona. Oooo, Jidevi. Jidevi. Jilevi. Jiveli. Doamne, eu nu știam că stau cu proprietarul la grătar. Dar ți-a plăcut cârnația aia cu Turințo? El era proprietarul. Mi-a plăcut. Cârnații... Cum îi zicea Leo-la alea? Cârnații... De broscoi, de broscoi. Cum de broscoi, de pleșcoi? Ba, păi asta, un broscoi, un pleșcoi, tot aia e, mă, bucătare. Și creveții ce erau? De pui. De pui, creveți de pui, eu n-am mai mâncat. Ai văzut? Ori broscoi, o prespăi, tot aia. Las că au fost buni cârnații de broscoi cu Turințo. Da, era foarte bun. Vezi că ți-ai revenit, cu toate că ți-a fost rău pe drum. Mi-a fost rău. Ți-ai revenit acum. N-ai condus, mă, așa, tare nu, că n-a condus, nu. Nu, și mersi, că n-a, și 200, și 140, și 160, da. Auzi, Manuș. Da. Așa e deja pe zbor. Da, n-a dat-o pe sport. Eram de mult. N-a, a dat-o sură pe sport, băia, s-a speriat. Eram de mult, eram de mult aici. Da. Da, nu era duce, ce-a spus cu mult pe drum, zic. Păi mi-era mie rău, am mai oprit de 2-3 ori, tot n-am venit așa. Da, dar n-am putut să zic nimic, ar fi nu a fost prioritar. El a zis, doamne, doamne, nu mai pleacă cu femeia de acasă film. Da, da, ce-a zis să lasă. Manușele, ai văzut? Ce, nu mai am eu manușele, că uite că le vine rău, nu știu ce. Așa e și el și zicea că dacă ia alta... Și ce-a zis nașule, nu știu dacă ai băgat de seamă. Că zice, lasă că de acum înainte luăm și noi alte fete cu noi cu picioarele lungi. Aha. Ce se referi, ce să ia, cămilă? Ce vrei, ce bucătare? Cămilă, fată, vorbești de cămilă. Păi ai zis tu că trebuie picioare lungi în mașină. Îmi trebuie picioare lungi? Cum îmi trebuie mie picioare lungi? Ce, cămile, ce vrei?
Girafe. Ce a fost? Zice, am văzut că mi-a fost mie rău, lasă-mă de acum înainte, te las acasă. Iau eu alta cu mine, cu picioarele lui. Unde se duce? În Dubai? Unde se duce? Dubai se duce cu aia. Se duce după manivelă în Dubai. Unde se duce? După manivelă în Dubai. Manivelă de ce s-a dus în Dubai? A rămas acolo, s-a dus cu trenul? Da, s-a dus cu trenul. S-a rămas în tren mică. Deci fii atent, dacă te duci cu avionul, îl găsești pe el, vine peste 7 luni. Da, da. Aha. Deci fii atent, găsești cămine acolo cât te vrei. Cu picioare lungi. Da, să ai, să iei de la asta. Hai, ai auzit ce zice de Aradu, gata, na. Ești de bănuț de aia. Aaa, cocosei de aia mare. Și ideea ca să stai la... Ca să stai la cămina, cămina la piscină cu... Aaa, poate ia vreo, poate ia vreo 30 de rânze de alea, de ale bune. Nu merge, nu merge. La cămina în două picioare merge rânza. Da, da, dar trebuie să dovedea cocoșeii. Nașulei, să umfră picioarele de la rânza. Au, călcâiul, doamne, mă doare călcâiul. Da. Cu tine mai doare călcâiul. Unde cum a zis patronul, cu același picior? Da. Unde te duci cu același picior? Așteptăm și pe patronul. Vine, da. Vine cu Leo. Acum vine, chiar vine. E bucuroasă să mănâncă și eu, că nu ați ieșit de broscoi. De ce broscoi, fată? Vă n-ai mâncat cu broscoiul. Nu e de prescoi. Nu de... nu de broscoi. Te-ai mâncat cu broscoiul. Prescoi de la Buzău. Da. De la Buzău. Dacă eu nu pot să-i spun, zic și eu mai pe ușor ce pot să pronunț. Se aude patroana, îi dai, mai pe românești. Dai de broscoi, când n-ați de broască, când auzi patroana. Nu mai calc aici. Oh, mă. Da, zice. Au ce zice nașa, de șoșoi? De șoșoi. De șoșoi, să nu audă de șoșoi. Nu mai spune de șoșoi. Șoșoi fuge. Fuge patroana, îi zice la șoșoi, dă-te leneșule. Da. Ia auzi, patroana, te așteaptă în Aradu. Hai, patroana, uite, grătărelele sunt încintate, vină în coadă pe noi. Să nu vină ia cu trenul și vină. Să nu vină cu tigăi de la ce am văzut pe vlog, aia mi-e frică. Oh, patroana, să lași fărașul acasă. Fărașul. Tigăile, fărașul, tot acasă. Patroana nu vine cu scandal, dar să vină cu tigăile. Da, da, cu tigăile, da, care fărașe și alea și alea. Să nu vină cu fasole verde, cum a umbrat toată Bucureștiul după Leo, cu fasole, auzi, în pungă. Sau cu iernie de fasole. Da, cum a zis la noi. Iernie. Cătălin tot o întreba, că vedea că nu putea să pronunță cuvântul. Cum îi zice patroana la mâncarea unei preve? Ia uite palinca care îi place lui patroana, covrigei. Aaa, ia vezi patroana acolo, covrigei. Palinca. Palinca cum stă, oh, uite patroana, oh. Butuiașul stă cu gura în sus, că n-are cine să bea țuică. Lăsați-o că nu mai doare patroana, sparge lemnele. Să știi că o să vină patroana, că e, o să vină cu tren. Păi să vină. O vine de are gratuite și nu plătește nimic, vine da. Cu a direct. Avem gara. Da. Păi cum s-o? O știm la gară. Prima gară e la Brașov. La Brașov. Când voi vine aici patroana marți. Vine patroana marți. Cu, cu trenul? Da. Da. Dar nu mai vine să aici. Poate o duce cineva să vină. Da. Să vină să aducă o oaie de aia, cum am văzut că pune patroana la aha, un berbec de ăla. A aducat și un berbec de ăla la patroana de la Strehaia de acolo. Am văzut cum le pune ea. Da. Ia le bare de ele. Lasă că tot eu sfaros de unul de ăla. Da? O facem, o facem ca lumea. Nu mi-ai adus acum, acum Arienta mai berbec, cu ce să mai fac? Câți berbec? O, mi-e ferește. Da, luați Cătălin de Sfântă Mărie, când ai luat berbecul? Da, de Sfântă Mărie. Da, 60 de kilograme. 60 de kilograme. Fă anunț, fă anunț. Patroana să vină mâine, o așteptăm mâine la purcelul ei, cum îi place, preferat. Păi cu ce să vină patroana de acasă? Păi acum n-are cu cine să o aducă. Patroana, vezi cu trenul, ce faci cu CFR-ul și... Hai. Spune te așteptăm aici, patroană. Uite, te invită în Aradu. De mâine o să vezi curcelașul la rotisor. Aici, la tuci, să ne faci mâncare. Eu v-am zis, dar voi n-ați avut loc în mașină. N-a păi n-am avut loc în mașină. Cea mai mare păi știu că o luați, că nu e. N-avem loc. 5 persoane, unde persoane mai puneam și pe patroană? Da, această patroană. Această patroană. Când vede purcelul mâine, nu se stârpește patroană. Și nu zicea să stârpește. Păi pleacă patroana dimineața la ora 7. Oh, ajunge la unul, la unul e purcelul, da, când e purcelul, gata, da. E numai bine. Bine, prieteni, hai că vă las, vă dorim multă sănătate, Doamne ajută la toată lumea. Să nu uitați că
acum 2-3 zile când stăm pe aici la Neradu, veți avea numai clipuri frumoase. Frumoase și multe surprize de la La revedere și noapte bună. La revedere.